21 din 18 mai a fost convocat pentru astăzi ședință extraordinară, ora 8. Înainte de a intra în ordine de zi, rog pe domnul președinte de ședință să supună spre aprobare procesul verbal pe care vi l-am înaintat odată cu invitația de ședință. Da, supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, bună dimineața și bine ați venit! Ordinea de zi de astăzi cuprinde cele două subiecte, și anume încheierea acelui contract cu un avocat autorizat pe patru subiecte în care se reflectă la acea acțiune în instanță pe care am deschis-o în legătură cu Castelul Ghica. Și următorul punct este cel pe ordine de zi, completarea inventarierii domeniului public al Comunei Dofteana. O să vă dau citire la momentul respectiv când ajungem la subiect. Da. Prezența ați făcut-o, da? Da, da. Sunt toți consilierii prezenți. Da. Puteți să începeți, domnule. Trecem la punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Dofteana, însușit de din HCL numărul 2/2001. Domnule primar. Da, se propune modificarea inventarului domeniului public al Comunei Dofteana, însușit din hotărârea Consiliului Local numărul 2/2001, la poziția numărul 89, coloană 2, va avea următorul cuprins vecinal larga, suprafață de 3017 metri pătrați, vecinal larga, suprafață de 14421 metri pătrați. Despre ce este vorba? Proiectul pe care noi îl inițiem din DN12A și până la bariera silvică la Larga a fost făcut ridicarea topului, inclusiv mai multe cadastre pe această suprafață și se modifică inventarierea domeniului public, întrucât pe suprafețele de teren, în metri pătrați, a ieșit altele față de cele care erau înainte. Întrucât se măsoară domeniul public din gard în gard. Deci nu numai cât ocupă drumul. Drumul asfaltat ocupă 4 metri jumătate sau 5, iar diferența din gard în gard rămâne câteva suprafețe care sumează acostamentele și rămâne totuși teren care el este măsurat și numit în inventarierea domeniului public. Deci drumul care face legătura dintre DN12A, de la părculețul de agrament, de la podul pe care se află în construcție la ora actuală, până la intrarea în domeniul Regiei Naționale a Pădurilor la Larga. Dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asistență juridică numărul BC302746 din 2016, încheiat cabinet avocat Costache Ioan Liviu, conform HCL-ul numărul 18 martie 2016. Da, se propune aprobarea contractului de asistență juridică din data de 14.03.2016, încheiat între avocat Costache Ioan Liviu și UAT Dofteana și Consiliul Local Dofteana. Se dispune a se solicita în instanță și constatarea nulității absolute a anunțului local din data de 18.03.2003, precum și a proceselor verbale de licitație din 12.08.2003, întocmit la licitația din data de 11 august 2003, de 18.08.2003, întocmit la licitația din data de 18.08.2003 și 25.08.2003. Mai departe, constatarea nulității absolute, precum și a procesului verbal de licitație din data de 14.04.2004, întocmit la licitația din 14.04.2004. Cerere de repunere a părților în situația anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare din 29.09.2003 și de 19.05.2004, în sensul restituirii către reclamanta UAT Dofteana și Consiliul Local Dofteana a bunurilor ce fac obiectul actelor atacate în instanță împotriva SC Mecano Electrica Servicii SRL Dărmănești și SC Romanița SRL Prod Dărmănești. La contractul de asistență juridică numărul 30.746 4.03.2016 urmează să încheie un act adițional în sensul articolului numărul 2. Se mandatează primarul
pentru a încheia un act adițional la contractul de asistență juridică din 14.3.2016. Să vă explic despre ce este vorba. M-ați delegat în calitate de primar, Consiliul Local m-a delegat pe mine să închei un contract de onorariu cu un avocat autorizat pe nume Costache Ioan Liviu pentru a ne reprezenta în instanță Unitatea Administrativ-Teritorială împotriva societății comerciale Mecano Electrica SRL Dărmănești și Romanița Prot SRL Dărmănești. După ce s-a încheiat acest contract de onorariu, o să vă supun spre analiză și aprobare, apoi pe celelalte capete de cerere în care se solicită constatarea nulității absolute a anunțului local din anul 2003, cererea de repune a părților în situația anterioară, deci după ce se va soluționa în baza unei hotărâri definitive și irevocabile, să pună înapoi în situația anterioară Castelul Dica la dispoziția Primăriei Comunei Dofteana, încheierea unui act adițional de către primarul Comunei Dofteana la acest contract, bineînțeles, închei un act adițional, pentru că prima dată m-ați delegat să închei un contract pentru a ne reprezenta și acum pe fiecare capăt de cerere în parte. Iar luni dimineața, pe data de 23, la ora 9, va fi dat drumul la această acțiune în instanță. A durat un termen de 6 luni de zile pentru colectarea tuturor documentațiilor și actelor, iar luni dimineața va fi dat drumul la această documentație către acțiunea în instanță. Dacă aveți discuții pentru așa ceva. Repet, deci va fi două procese similare. Unul, cu nerespectarea valorii de 800.000 de euro la licitație, deci minimul valor a fost de minim 800 de euro și s-a văzut subevaluat, și al doilea, pentru nerespectarea categoriei de folosință a terenului ce face obiectul Castelului Ghica, deci terenul care se află în parcul Castelului Ghica. Deci două procese diferite. Unul pentru teren și unul pentru castel. Dacă aveți nelămuriri, vă rog frumos să... Discuții pe seama acestui proiect. Dacă nu trece spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri? S-a votat cu număr de 17%. Da. Ne era necesară ședința extraordinară de astăzi, întrucât pentru data de luni trebuie să depus aceste documente în regim de urgență. Vă voi invita săptămâna viitoare, dar nu mai târziu de data de 28, doamna secretară. Cred că așa se va întâmpla. Unii vom avea ședință extraordinară și sperăm să nu fie ordinară, pardon, și sperăm să fie ultima. Aș dori să informez Consiliul Local cu următoarele. Chiar în dimineața asta am primit de la SC, Compania Regională de Apă Bacău, o informare faptul că pe data de 25, deci săptămâna viitoare, vom începe toate investigațiile în ceea ce privește canalizarea și apa potabilă din Dofteana, că proiectul așa este apă uzată și apă potabilă în localitatea Dofteana. Începând cu data de 1 decembrie 2016, vom semna cererea de finanțare, am primit 5.800.000 de euro pentru canalizarea din Dofteana. Am primit adresa scrisă, de miercuri, data de 25, vor începe firmele de consultare, investigații în localitatea noastră în vederea proiectării stație de epurare și a rețelei de canalizare. Asta a fost o informare, nu a fost punct pe ordine de zi, dar am datoria să informez Consiliul Local în ceea ce privește schimbările din localitatea noastră. Dumneavoastră, dacă aveți discuții, vă rog. Dacă nu aveți discuții, vă mulțumesc pentru participare și declar ședința închisă. Ne vedem săptămâna viitoare la ședința ordinară. Vă mulțumesc.